Ce de cadou. Atențiune, atențiune. Este fetița mea, se numește Letizia. Mamă româncă, tată italian. Și nu prea vorbește bine limba română. Pero, capisci, no? Letizia s-a născut în Italia, soțul meu este italian și eu locuiesc în Italia de 14 ani. Eu iubesc România, îmi place mult să vin în România, mai ales acasă de la bunica pentru că se face sarmale. Partecipare la Next Star e un vis împlinit. Avem ocazia să venim în țară doar din când în când, de aceea copiii, atât Letizia ca și frățiorul ei, deși le place foarte mult, reușesc să vadă România nu foarte des. Ogni estate io andavo dai miei nonni e in pratica ogni volta andavamo al karaoke. Allora ho cominciato ad avere questa voglia di voler cantare. All'inizio avevo un po' paura, infatti mi rinunciavo sempre a questa cosa. Poi un giorno mi sono fatta coraggio e ho cantato. Alla fine poi ho cominciato a cantare sempre e quindi ho cominciato ad appassionarmi. Poi ho voluto appunto incominciare a studiare canto e quindi poi sono arrivata fino a qui. Io studio da circa 2 anni. E diciamo che per andare dal mio maestro di canto, insomma, è abbastanza lontano da dove abito, circa 100 chilometri, però comunque pur di appunto avere un buon maestro e poter continuare con questa mia passione, allora abbiamo accettato questo, diciamo, piccolo sacrificio, questa piccola difficoltà. Pepe a mers mai departe de granițele țării, s-a dus până în Italia și a adus-o pe Letizia la noi în platou. Este o fostă concurentă la San Remo Junior, care este un concurs bine cunoscut în Italia, ceea ce înseamnă că este foarte capabilă. Sunt curioasă ce a pregătit pentru seara asta, dar am un feeling bun legat de ea.